Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media. Dacă îmi permiteți, deja e ora 11, să începem conferința noastră de presă pentru astăzi. Voi spune câteva cuvinte cum ne organizăm pe parcurs. Voi face o scurtă prezentare la început și cred că va dura vreo 10-15 minute, unde voi menționa despre situația actuală în partea acestei de prețuri de achiziție a gazelor, tarifele, respectiv și ce ține de surse financiare care noi acumulăm de la consumatori, care urmează să achităm către Gazprom. Respectiv, după această rundă de prezentare, vom trece direct la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aici propun să facem lucru în mod interactiv. Respectiv, avem două posibilități. Prima, întrebare deschisă către dumneavoastră în direct sau prin intermediul chat-ului. Noi tot vom urmări chat-ul și respectiv voi încerca să răspund la toate întrebările care vor parveni din partea dumneavoastră. Așadar, permiteți să începem și respectiv să fim foarte așa constructiv la subiect ca să reușim în perioada într-o oră maximum să răspundem la toate întrebările care sunt. Și eu consider că acestea sunt foarte multe. Așadar, cum vedeți pe slide, aici sunt prezentate prețurile de procurare a gazului natural și respectiv cel care este introdus în tarif. Această prezentare va fi ulterior răspândită și oferită și dumneavoastră noastră, prin intermediul poștii electronice sau va fi plasat pe pagina oficială a companiei și respectiv prin alte surse. Vedem din aprilie anul trecut prețul de achiziție a început să crească. Compania a început să acumuleze diveri financiare negative. Vedeți, linia oranjă este prețul de achiziție a gazelor naturale sau cel care e introdus în tarif. Linia albastră este prețul de procurare a gazelor de la Gazprom și respectiv este încă o linie care verde, vorba despre indicele TTF, inclusiv transportul până la hotar, ca să vedem prețul de referință de la burse și respectiv care este prețul de procurare și diferența între cel preț introdus în tarif și preț de procurare. Și până în zicem octombrie și vedeți care este suma diverilor financiare, 1.369 de milioane lei și respectiv această diferență în perioada noiembrie-decembrie, inclusiv și ianuarie, vorba de 1.181,4 milioane lei. Asta condiție că la moment încă tariful nu este ajustat. Deci în total avem diveri tarifare negative în valoare de 2,6 miliarde de lei. Și vedeți pe parcurs din aprilie până în septembrie, respectiv noi trebuia în iulie încă să solicităm majorarea tarifului. Acest lucru am menționat și ați văzut în diferite publicații și am spus că trebuie tarif să crească. Moldova Gaz nu s-a adresat dat fiind faptul că a fost anumite cauze inclusiv obiective, nu a fost aprobată nici metodologia, nu a fost și contractul, dar noi deja am venit cu tarifele în perioada lunii noiembrie, prima majorare de tarif și respectiv acum urmează următoarea etapă, doar din considerentul că crește prețul de achiziție a gazelor naturale. Cum am menționat în prezentarea, în slide-ul precedent, în perioada, vedeți, până în septembrie, cu toate că tariful sau prețul de tariful nu a fost majorat, iar prețul de achiziție a fost majorat esențial, noi, cu forțele proprii, Moldova Gaz, circa 604 milioane de lei, noi am acumulat din contul nostru. Am acumulat, respectiv am achitat fără a majora, solicita majorare de tarif. Asta a fost efortul Moldova Gaz pentru a acoperi costul de achiziție a gazelor naturale. Și acest lucru a avut loc în perioada, în special, din aprilie până în iulie-septembrie. Dacă vorbim despre corelația între prețul la gaze naturale efective și respectiv sursele care sunt incluse în tariful aprobat, vedeți că dacă referim în luna
lunile noiembrie 2021, ultima majorare de tarif și respectiv ianuarie 2022, vedeți că prețul efectiv de achiziție a gazelor este cu 2168,92 lei pentru 1000 de metri cub mai mult sau cu 21,3% decât cel introdus în tarif, tariful final aprobat. Sau, dacă vorbim despre tariful mediu ponderat, atunci prețul este cu 3.000 de lei mai mult decât cel tarif mediu ponderat. Și această diferență este la suprafață și, respectiv, conform tuturor regulilor și a prevederilor actelor normative în vigoare, noi avem toate dreptul să adresăm către ANRE pentru majorarea de tarife. Am făcut și o prognoză referitor în perioada aceasta care va fi diferența sau, zicem, deficitul de mijloace financiare în cazul în care tariful rămâne neschimbat și, respectiv, am divizat pe toți consumatorii și categorii de consumatori. În primul rând, am divizat pe întreprinderi termoelectrice, instituții de stat, alți consumatori și consumatorii casnici și, respectiv, avem deficitul de mijloace care noi nu putem încasa de la consumatori, dat fiind faptul că tariful este mai jos decât prețul de achiziție, și am luat pe primul trimestru, care va fi deficit de surse. Și aici vedeți, e vorba despre 115 milioane de dolari sau 34,5% în raport ceea ce noi trebuie să obținem prin tarif, ceea ce nu obținem. Deci trebuie să achităm la Gazprom 333 milioane, dar în cost care este introdus la moment avem doar sursa de 218 milioane de dolari. Deci de la consumator primim 218, dar pentru Gazprom trebuie să achităm 333 milioane. Asta este diferența. Ca să argumentăm de ce Moldova Gaz solicită majorarea tarifelor. După sursa de formare, vedeți, cea mai mare parte este tot și întreprinderile termoelectrice sau sectorul termoenergetic. Și alți consumatori, consumatorii casnici și respectiv business-ul în mijlocul industrie. Noi suntem permanent într-un fel criticați că componenta de alte costuri în tarif este foarte mare. Iată, vă dăm un exemplu care este tariful în vigoare din 1 noiembrie. Și respectiv proiectul tarifului care noi propunem din 2022, care este deja publicat pe site-ul ANRE. Și am pus în toate costurile care sunt introduse în tarif, adică componenta tarifului. Vreau să menționez că, vedeți, în oranj crește componenta costul de achiziție, costul de procurare a gazelor naturale, de la 82% până la aproape 85%. Și cu toate că alte costuri care sunt introduse în tarif, cum sunt transportul, distribuția și respectiv furnizarea, ponderea lor este minimă și respectiv se reduce, scade. Și avem aici ponderea acestor costuri doar la nivel de 15,3%. Ca comparație pentru tariful care a fost, dacă amintiți, din 1 noiembrie 2020, când a fost scădere de tarif, micșorare de tarif, atunci costul de achiziție era la nivel de, în structura tarifului, era la nivel de 62%. Deci vedeți că de la 62% noi creștem aproape la 85%, cu 23% crește componenta costului de procurare a gazelor introdus în tarif. Și acest lucru este evidențiat chiar în structura tarifului și vedeți că cheltuielile de procurare sunt la nivelul de 85%. Da, noi am introdus în tarif componenta de corectare, așa numită, o parte din diveri financiare care am acumulat pe parcursul anului 2021 și vreau să vă spun că acest lucru va fi văzut, cred că, iată aici, avem 3,4%. Sau circa 455 milioane lei. Și aici este important de menționat că noi am introdus doar 25% din toate diverile financiare care am acumulat în
2021. Dar conform metodologiei care există la moment, metodologia aprobată de ANRE, noi avem tot dreptul să introducem toate nivelurile financiare în tarif. Dat fiind faptul că noi înțelegem că acest lucru va duce la o majorare și mai mare a tarifului și poate fi afectată rata de colectare, noi am solicitat ca să fie doar componenta mai redusă, adică a patra parte din aceste devieri. Și considerăm că această abordare este justă. Am fost întrebați pe parcurs referitor la perioada de punere în aplicare a tarifului. Noi am făcut o prognoză și respectiv un calcul, este foarte simplu, care va fi deficit de casă sau Moldova Gas în condițiile aplicării tarifului, începând cu de la 1 februarie sau începând de la 1 ianuarie. Și vedeți că la data de 20 februarie, deficit de casă pentru Moldova Gas va fi în jur de 902 milioane lei, în cazul în care tariful va fi aplicat de la 1 februarie. În cazul în care tariful va fi aplicat începând cu 1 ianuarie, atunci deficit de casă este în valoare de 164 milioane lei, dar vreau să vă spun că acest deficit de casă este gestionabil, adică noi putem cu reducerea anumitor costuri și respectiv transpunerea anumitor cheltuieli pentru perioadele ulterioare, după luna martie, noi putem gestiona acest deficit de casă și din cont propriu și cu măsuri administrative care putem aplica la nivel corporativ. Ce ține de nemijlocit, întrebarea este foarte logică care poate fi rata de colectare. Noi totuși având în vedere că luna noiembrie, luna decembrie am avut o rată de colectare destul de înaltă, chiar cu anumite deficiențe, dar noi considerăm totuși cu măsurile de compensatorii cu care vine guvernul, totuși noi nu vom scădea din rata de colectare pentru luna ianuarie și vom lucra în mod așa proactiv ca să nu admitem acest deficit de casă și să achităm către Gazprom la data de 20 februarie să închidem atât luna ianuarie cât și achităm consumul curent în februarie în valoare de 50%. Din mijlocit tariful. Tariful în tabel este prezentat cum crește, anume am divizat pe niveluri de presiune, deci în altă presiune crește de la 8.268 lei la 12.509 lei. Tarif de furnizare în punctele de ieșire din rețele de distribuție a gaz naturale, adică ce ține de presiunea medie, de la 8.586 lei la 12.827 lei. 12.827 lei și tarif de furnizare presiunea joasă, adică 10.000 de la 10.196 care este introdus la moment, adică vorbim de consumatorii casnici. Fără TVA crește de la 10.196 lei la 14.437 lei. Aici este un aspect foarte important, că în calculul tarifului am pus prețul de achiziție pentru întreg an. Deja am reconsiderat prognoza noastră, pentru că deja vedem care este tendința pe piață și respectiv aplicând formula, noi am considerat că prețul mediu va fi 620 dolari. Evident, pe parcursul anului, dacă prețul va scădea, anume acest lucru va influența la componenta de corectare a tarifului. Asta nu înseamnă că tariful va scădea. Dar n-am introdus prețul care este pentru luna ianuarie, dacă am fi introdus peste 660 de dolari, atunci evident avea să fie costul sau tariful mai mare. Am reconsiderat și aici, am mers înainte, spre prin întâmpinarea consumatorilor, am aplicat așa un tarif mediu, respectiv având în vedere că fluxul, adică cash flow-ul companiei vom gestiona la nivel corporativ. Ce ține de devieri, am menționat acest lucru, doar aplicăm 25% de la nivelul înregistrat pentru 2021. Aceste măsuri urmează să ne ajute, în primul rând, să trecem acest an cât de cât confortabil din punct de vedere tarifar, să nu avem surprize de deficit de cash flow și respectiv furnizăm continuă
gazelor naturale către consumatori. Deja suntem, cred că avem 15 minute de la prezentare. Ca o comparație am făcut și o analiză care sunt prețurile pentru consumatorii non-casnici, atât în Republica Moldova și țările din regiune. E vorba despre tarifele care sunt aplicate sau prețurile medii la piața Angro pentru consumatori industriali. Noi suntem astăzi la nivelul mai jos decât România, Ucraina și respectiv încă chiar cu majorările care vom avea, adică vor fi de la până la 11-12 lei, oricum suntem cu tariful mai jos decât regiune, cu posibilitatea menținerii acestui tarif fără anumite volatilități, cu toate că piața e destul de volatilă la moment, nu putem spune care va fi prognoza nici pentru luna februarie. Evaluăm acest și analizăm acest lucru zilnic. Vedem ce va fi în februarie, care va fi indicele Front Month Index pentru februarie și respectiv aplicând formula, dar considerăm totuși că prognoza noastră pentru, având în vedere datele care sunt la ziua de 27 ianuarie, prețul urmează să scadă în jur de cu 80-100 dolari comparativ cu cel preț care este introdus în, adică avem pentru luna ianuarie. Asta ne va ajuta pentru totuși să avem o flexibilitate și marja de manevră pentru achitări cu Gazprom. La mine e tot, fix 15-16 minute și respectiv propun să trecem la runda de întrebări și răspunsuri. Dacă e posibil, stimați colegi, să mă oferiți posibilitate să văd colegii care să aveseze sau aici sau acolo. Începem, da? Stimați colegi, încep cu a citi întrebările prin deep chat. Любовь Чигаровская, АИФ Молдове. Почему было решено ввести в расчетную цену газа показатели биржевых котировок, то есть спотового рынка, а не привязали к так называемой нефтяной картине, ведь все говорило о грядущем кризисе? Любовь, значит, ну, о грядущем кризисе никто и не думал, наверное. Все думали, что к Новому году цена стабилизируется на рынках. А если говорить о почему включили в цену. Сейчас, одну минуту. Виталий, так и посыпался. Ну, под мешка. А, это еч. С веб. Агата есть. Да, грел, видишь? Да, окей. Если говорить о нефтяной привязки, ну давайте так. Сейчас 87% всех контрактов, по контракту, которым работает Газпром, все имеют нефтяную привязку. Это политика, которая уже применяется не только Газпром, но и в Европейском Союзе. Мы в прошлом году, в 2020 году нас обвиняли, что почему не привязываемся к рынку и только идем по нефтяной привязке. Да, нефтяная привязка, она обеспечит какую-то стабильность, не такую волатильность по цене. Но в летний период и по истории динамика рынков всегда нефтяная и вкупе с биржевыми привязками она давала хорошую цену, особенно и зимой, и летом. Поверьте, я думаю, что эта формула, которая у нас есть, вот правильно сказали, что вот не будет вот этих кризисных моментов, она будет работать, я в этом уверен. Но еще раз могу сказать, что сейчас никто не работает, только те контракты, которые остались долгосрочные, они по ним работают по нефтяной привязке, но они заканчиваются, и они, большинство из них переводятся с привязкой к рынку уже. Добрый день, значит, Вениамин Демидецкий. Добрый день. Сразу несколько телеграм-каналов распространили сегодня сообщение о том, что якобы «Газпром» выступает против аудита долга «Молдовагаз». Сообщается, что 25 января главе «Молдовагаза» отправила представитель «Газпрома» Елена Бурмистрова. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я здесь особо комментировать, наверное, не буду, потому что это не является непосредственно моей компетенцией. Но я могу сказать, что однозначно, что
Газпром не высказывал позицию о том, что они отказываются или выступают против аудита долгомолодого газа. Этот, скорее всего, есть там определенные вопросы по форме, как он должен проводиться, и по содержанию. Я думаю, что в этом вопрос. Но еще раз надо этот вопрос, скорее всего, задать самому Газпрому, либо их представителю в Республике Молдова. Так, следующий вопрос. Каролина Бицилу Тывышас. Кому-то интребер. Чепион. До улунга рынк Молдова офос пусын фаца риску и для Армыни Фаргазе. Амплина явно пентру кэ Молдова газ мы пати акитайм аванс плыть себе про Газпром. Лаче сипати не аштептем улли урматуаре. Se va repeta același scenariu în condițiile în care oamenii sunt în imposibilitatea de a achita facturile integral pentru că sunt prea mari. Despre facturile prea mari noi înțelegem acest aspect și ați văzut chiar ieri guvernul a venit cu anumite compensații, adică măsuri de compensare pentru cei care consumă până la 150 inclusiv de metri cubi. Acest lucru eu consider că e binevenit. Ce ține de crize care am avut în luna noiembrie și luna ianuarie. Vreau să menționez că luna decembrie am trecut, Moldova Gas n-a avut probleme cu achitări și mulțumim consumatorilor care au achitat. Deci, noi de aceea și am venit cu majorarea de tarif de la început, ideea de majorare, de la, începând de la 1 ianuarie, pentru că să nu avem aceste situații care am avut în noiembrie și în ianuarie pentru viitor. De aceea, dacă se admite și se aplică această modalitate și această idee, cum am propus noi, eu consider că noi deja vom depăși această situație. Și acest lucru nu trebuie să se întâmple. Luați în calcul posibilitatea de reașelonare a plății la facturi pentru a exclude riscul de deconectare a consumatorii. Deci noi nu avem în scop și respectiv nici în gând n-am avut niciodată că să deconectăm consumatorii de la rețeaua de gaz. Că altfel noi pierdem veniturile și respectiv consumatorii nu consumă. Dar este lege și legea este pentru toți. Și acolo este dreptul furnizorului, adică să adreseze la distribuitor pentru a solicita deconectare în caz în care sunt datorii. Și acest lucru este valabil pentru toate servicii, nu doar pentru gaze naturale. De aceea, noi nu putem să examinăm posibilitatea reșelunare, pentru că pe noi nimeni nu creditează. Ați văzut că băncile refuză și, respectiv, noi nu suntem în posibilitatea să oferim același credit sau o tranșă de achitare pentru consumatori. A fost în august 2020, când a fost așa perioada de lockdown și noi am mers prin întâmpinarea consumatorilor, dar acest lucru a fost în situația în care noi am avut posibilitate financiară mult mai bună decât comparativ cum avem astăzi. De ce compania Transautogaz a ridicat prețurile la gaz fără să existe o majorare a tarifelor aprobate de ANRE, dar alte companii au lăsat aceleași prețuri? Unii experți economici susțin că acest lucru a fost făcut intenționat pentru a face panică. În primul rând, am auzit și eu diferite speculații la această temă. Vreau să menționez că în Republica Moldova puțin distorsionată noțiunea de piață, dar și unii experți trebuie să citească în primul rând Constituția Republicii Moldova și acolo este foarte, foarte clar scris că în condițiile de piață, în condiții de economia de piață și liberă piață, când este un agent economic care lucrează pe piață liberă, nimeni nu poate să interzic să majoreze sau să aplice prețurile reieșind din calculele pur economici. Și în acest context, piața gazelor naturale metan comprimate, adică este piața liberalizată, indiferent la ce presiune sau este conectat acest consumator. La mine pur și simplu va fi întrebare foarte logică. Este un consumator industrial, de exemplu, care este conectat la rețea de presiune înaltă, adică ieșire din transport, așa numit. Are un tarif. El procură astăzi gaz și mâine crescut, de exemplu, prețul la materia primă. Nu gaz natural, dar prețul la materia primă. Și întrebarea, și acest consumator lucrează pe piața liberă. Atunci consumatorul, adică nu consumator,
producători deja, lucrează pe piața liberă și a majorat costul și prețul produsului care vinde. Nu gazul a crescut, dar a crescut prețul produsului. Respectiv, întrebarea, el are drept să majoreze prețul pe piața liberă sau nu? Fix același lucru s-a întâmplat cu Transatogaz, indiferent la ce este conectat, presiunea înaltă sau presiunea medie. Asta nu influențează nemijlocit la majorarea prețului, pentru că mâine se majorează impozitele și sau se majorează salariile și respectiv el oricum trebuie, este nevoit să majoreze prețul de vânzare. În acest context, compania a anticipat anumite creșteri de prețuri și acest lucru se va întâmpla în caz dacă ANRE aprobă aceste tarife și respectiv să minimizeze pierderile, hotărât doar din considerentul economic să majoreze aceste prețuri de vânzare de pe panou. Cu toate că vedeți cum se majorează prețul la benzină și motorul în fiecare zi, Transautogaz putea să facă acest lucru, dacă vorbim de panică și sabotaj, tot am auzit acest lucru, trebuia să majoreze aceste prețuri încă din noiembrie, așa brusc. Dar n-a majorat, mers treptat. Eu consider că aici este o... Vom prezenta informații la Consiliul Concurenței și cred că vom depăși această temă. Cum comentați faptul că reprezentanții Consiliului Concurenței au anunțat că au inițiat o anchetă? Da, eu cred că vom oferi toată informația și respectiv nu putem comenta, vom conlucra cu autorități în această privință. În februarie, care va fi prețul la gaz, va fi mai mare sau mai mic? Nu pot acum vă spune că orice prognoză care eu v-am spus, în jur de 80-100 de lei poate fi mai mic. Asta la situația ziua de astăzi. Dacă nu vor fi alte anunțuri și respectiv anumite volatilități pe piață. Ați anunțat că ați renunțat la compensația oferită de guvern la facturile la gaz și sunt și alții care au făcut acest lucru. Cine sunt ei? Miniștri, deputați, oameni de afaceri? Ați putea să ne oferiți detalii. Această informație este confidențială, nu pot oferi detalii. Vadim Petrovici, расскажите, пожалуйста, Вениамин Демидецкий. Расскажите, пожалуйста, про новый контракт на поставку газа. Для чего он нужен? Возможно ли будет в нем изменить свою поставку газа? Спасибо. Ну, про новый контракт мы говорили еще в октябре с «Газпромом». Вопрос в том, что там вопрос больше технический. Так как контракт действующий претерпел очень много дополнений, мы решили, что начнем работу над новым контрактом. Ну, контракт, в принципе, там ничего такого не изменится, он останется такой же, просто он будет уже, скажем так, заново подписан. Давайте так, лучше в новой редакции. Но это не означает, что основные принципы, которые есть в этом контракте, они будут и в новом. Спутник Молдова, Юлия Липовая. Извиняюсь, коллеги, я просто не вижу, там есть белым просто написано, я не вижу всех. Но... Юлия Липовая. В Гагаузии заявили о намерении напрямую вести переговоры с «Газпромом». Насколько с технической точки зрения возможны поставки газа из Гагаузии в обход Кишинева? Могут ли депутаты НСГ договориться о снижении цены на газ? Потребует ли это изменение уже подписанного переговорного договора с российской стороной? Юлия, я вообще этот вопрос не комментирую, но только отвечу на два вопроса. Технически это возможно, коммерчески это возможно. Фактически реализуемо или нет, я на этот вопрос не могу ответить, потому что, думаю, коллегам из Гагаузии нужно изучить очень внимательно, как работает рынок природного газа не только в Молдове, но и в соседних странах. Больше на этот вопрос комментарий не буду давать. Про ТВ Михаил Табарчан. Кумса Саш Петян. Аудио. Так, есть коллеги. Михаил Таборча, Ври Аудио. Да. Да. Против это. Да, как и посидел. У клипа Михаила. Да, повтим. Адресация Михаила. Алло, мы аудите? Да, да, Ваут. Domnule Ceva, vrem să știm, bună ziua, în cazul în care veți compara în fiecare lună gaz mai scump, veți cere majorarea tarifului? Dacă vor fi, Mihaela, dacă vor fi toate premizele pentru acest lucru, da, dar ceea ce noi acum propunem, în principiu, haideți să ieșim pe aceste luni, luna vorbesc ianuarie, februarie,
martie. Haideți ne concentrăm pe trimestrul întâi, că aici avem probleme, trebuie să ieșim din iarnă, pentru că februarie, martie sunt picuri de consum, nu știm care va fi prețul, deja în aprilie scade consumul. Deci, haideți să vă răspund așa, nu ne grăbim, dar dacă vor fi premize, evident, vom activa conform legii. Când ați putea veni cu cererea de micșorare a tarifului? Formal vă răspund. Da, formal. Mihaela, formal vă răspund foarte simplu la această întrebare. Când vom recupera toate nivelurile financiare negative? Deci când se va întâmpla acest lucru, atunci vom veni. La vară, de exemplu, sau când ați putea? Dacă va fi scăderea prețului după formulă foarte bruscă, cred că dacă vor fi premise, da, pentru că aici nu putem spune care, când va fi acest lucru. Greu de prognozat. Da. Poate fi renegociat contractul cu Gazprom? Ce anume s-ar putea renegocia? Care ar fi consecințele? Și dacă Moldova Gaz își dorește renegocierea contractului? Înțelegeți că permanent putem să lucrăm la o performanță mai bună. Practica arată că, în principiu, și după formulă și după condițiile de achitare, contractul, în opinia mea, este bun, comparativ cu ce sunt în alternative pe piață. Vom vedea. Când va fi această posibilitate, evident că vom reieși din interesele consumatorilor și interesele Moldova Gaz, în primul rând. Deci nu v-ați dori renegocierea? Nu. Cine a spus că nu am dorit? Eu spun că dacă va fi situația când se vor lansa negocierile respective, evident că vom profita de acest lucru. Vrem să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, cât este politică și cât este relații comerciale în comportamentul Gazprom cu Republica Moldova? Eu cred că eu am răspuns la această întrebare anterior. Noi aici, la Moldova Gaz și în relația noastră cu Gazprom, discutăm doar aspecte comerciale. Bine. Câți consumatori au refuzat până acum compensațiile la gaz? Eu am menționat acest lucru. Un număr. Câteva zile în urmă erau peste 50. Dacă este necesar, vom afla astăzi și în mod individual vă prezint această informație cât a refuzat la ziua de astăzi. Zilele trecute mai mulți consumatori s-au plâns că le-au venit facturi cu mai mulți metri cubi decât au consumat de fapt. Dacă ați putea să ne spuneți câte plângeri ați avut și câte facturi au fost recalculate? N-am avut așa multe plângeri și majoritatea cazurilor noi am verificat și fie consumatorul nu a prezentat datele contorului la timp și respectiv s-a acumulat datoria pe o perioadă mai multă, dar procentul nu este așa atât de mare cum a fost în precedent. Dar dacă este caz de recalculare, evident că noi mergem pe întâmpinare și recalculăm. Noi nu suntem interesați și acest lucru este ușor de verificat. Și sunt așa cazuri și respectiv noi în mod individual fiecare caz analizăm și după caz verificăm și corectăm. Nu aveți un număr, da? Câte au fost recalculate? Nu este așa un număr mare. De ce abia acum se cere plata în avans a consumului dacă acest punct era prevăzut încă în contractul vechi și de ce până acum nu a atenționat Gazprom Moldova Gaz de a întrerupe livrările? Cum vedeți acest lucru? Deci până acum n-am mai avut scrisori de la Gazprom că ne închide gazul în cazul de neachitare. De ce s-a schimbat această atitudine? Doamna Gavriliță spunea că este o schimbare de atitudine din partea Gazpromului. Eu nu pot comenta declarațiile care sunt. Eu pur și simplu vă spun că asta e dreptul Gazpromului după contract. Și respectiv, prevederea cu achitările care sunt la moment nu s-a schimbat deloc. Noi trebuie să achităm la timp. Problema noastră internă, că noi întârzie încăsările de la consumatori, întârzie în raport cu data de achitare față de Gazprom. Și asta problemă, cred că noastră intern trebuie să rezolvăm.
și în condiții în care noi nu avem posibilitatea de creditare. Altfel nu am fi adresat noi la guvern și respectiv la ANRE. Păi da, dar până acum Moldova Gaz a mai întârziat cu plata avansului. A mai fost cine a spus a întârziat? Nu m-a întârziat, noi achitam permanent la timp. Pur și simplu majorarea de tarife a avut loc brusc. Dacă prețul ar fi fost acum 150 de dolari, respectiv având tarif de acoperire, nu s-adresam la cu majorări de tarif și așa mai departe, după susținerea financiară. Și, domnule Ceban, vrem să vă întrebăm ce salariu aveți dumneavoastră? Foarte bună întrebare. Este informația confidențială. Păi, de exemplu, fostul premier Sturza spunea că aveți peste 250.000 de lei pe lună. Da, este adevărat? Dumnealui e să confirme acest lucru. Iată, vreau păi, să confirme acest lucru și acest lucru eu cred că pentru dumneavoastră este ușor de verificat. Dar eu vă spun că nu cred că subiect de discuție și respectiv de o întrebare la care trebuie să răspund. Este mult mai mic decât dumneavoastră a menționat. Dar dumneavoastră trebuie să documenteze că sunt anunț în spațiu public așa cifre. Reprezentați interesele țării noastre și de asta cetățenii ar dori să... Eu reprezint interesele, în primul rând, companiei Moldova Gaz și acest lucru trebuie să fie foarte clar și pentru toți. Eu reprezint astăzi interesele companiei Moldova Gaz, în care sunt acționari atât Guvernul Republicii Moldova, cât și Gazprom. Dar dacă o companie nu își poate achita datoriile și are cheltuieli mari, tarife mari, poate să-și permite poate să permită astfel de salarii pentru angajații săi? Încă o dată? Dacă compania Moldova Gaz nu își poate achita datoriile, da, are cheltuieli mari, tarife de asemenea mari, poate să-și permite astfel de salarii? Da, despre două lucruri care absolut, noi vorbim despre acoperirea costului la gaz. Nu vorbim despre costul la gaz, asta s-a văzut în structura tarifului 84%. Cineva trebuie să acopere aceste costuri. Alte costuri sunt inclusiv cheltuieli de furnizare. Ați văzut în cât e componenta de furnizare, care este componenta Moldova Gaz în tarif. Este comparativ cu prețul gazului, este minim. Este un aspect, adică în structura componentă este foarte mic. Acolo în tabel vedeți în prezentare. Deci salariile este un procent foarte mic din tarif, da? Evident. Salariile sunt foarte mari în întreprinderile de distribuție, întreprinderile de transport, la furnizare, dar comparativ cu prețul de achiziție, care este 85% și crește, este un procent foarte mic. Și întrebați, vă rog, și pentru alte companii energetice, care sunt salarii acolo și, respectiv, care sunt componentele salariilor în tarife. Întrebați doar despre gazele naturale. Întrebați energie electrică, energie termică, apă și canalizare. Eu cred că trebuie să abordare adică corect față de toți furnizori, nu doar pentru Moldova Gaz. Dar ce responsabilitate și funcție care îi îndeplinesc, eu merit salariul care îl am. Eu așa consider. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule Ceban. Zi frumoasă. Tak. Акцент? Так, акцент. Так. Анна Герман, да? Anna German Șeptova, reprezentanța Adunării Populare Găguzii, a anunțat că vor merge la Moscova pentru a discuta direct cu Gazprom un preț de achiziție mai mic pentru autonomie. Dacă discuțiile vor avea loc și ce este posibil acest lucru din punct de vedere tehnic, dacă da, cum se vor face calculul? Tehnic, eu am răspuns tehnic și comercial, acest lucru este posibil, doar trebuie să țină cont de cum lucrează piața gazelor naturale din Republica Moldova. Любов Пломадяла, ТВ-8, într-o scrisoare de la Gazprom către Moldova Gaz, a apărut recent în presă, scrie că Gazprom se împotrivește auditul asupra datoriei stoci și cere achitarea acesteia. Vrem să știm de ce Gazprom nu vrea desfășurarea auditului, care sunt motivele în contextul în care asta a fost unul dintre punctele contractului între cele două părți. Deci, vă răspund, am răspuns la această întrebare, nu este, în opinia mea,
Corect, că Gazprom este de acord și a menționat. Dar încă o dată, acest subiect este în discuție pe platforma Consiliului de Observatori și ar fi bine să fie această întrebare adresată reprezentanților Gazpromului și reprezentanților Guvernului în Consiliul de Observatori și respectiv la acționari Agenției Proprietății Publice. Accentul vă o precizare, dacă prețul de achiziție a gaz naturale va scădea, spre exemplu, în perioada primăvară-vară, este posibil ajustarea scăderea tarifului final. După premise, că după cum eu văd acum dinamica pe parcursul acestui an, cum s-a început anul și perioada de consum, avem primul trimestru destul de mare, este puțin probabil că vom adresa. Cristina Moisei, în mod real, la cât ar putea ajunge tariful la gaz pentru consumatorii casnici? Am menționat peste 14 lei, 14.400, am propus fără TVA. Cu TVA va fi 15.56. Любов Помадала, ТВА 8, întrebarea, vrem să știm ce salariu are directorul Moldovagaz. Unele surse spun că aveți mai mult de 100.000 de lei lunar, în cont că sunteți membru Consiliului de Administrație. Este adevărat, domnul Ciban? Eu am răspuns la această întrebare. Salariul este la mine adecvat celor funcții și atribuții care le execut și consider că merită. Ирина Иванченко, Гапсомольская правда в Молдове. Почему раньше были отсрочки по оплате счетов, а сейчас оплата должна быть деньги? Будет ли когда-нибудь погашен исторический долг Приднестровья? Ну, во-первых, по контракту с потребителем у нас там есть четкая дата оплаты. Поэтому контракт, когда подписывает потребитель, они должны придерживаться этих сроков оплаты. Там ничего не поменялось. Отсрочки мы давали только в исключительных случаях. Сейчас, так как у нас в тарифе нет компонента, который позволял бы нам иметь достаточно оборотных средств для того, чтобы покрывать вовремя оплату газа перед поставщиком, то, соответственно, у нас и возможности отсрочки нет. Будет ли когда-нибудь погашен исторический долг Приднестровья? Надеемся, что будет. Так, Милена Геронисим, Зиар Удигард. Bună ziua, sunt Milena Onisim de la Ziarul Udigard, anterior consilierul președintelui în domeniul economic, Vicislav Negruță, a solicitat Agenției Proprietății Publice să spună cum este stabilită remunerarea lunară a membrilor Consiliului de Administrație și al Consiliului de Observatori al companiei Moldovagaz. Întrebarea noastră este următoarea. Ce remunerări au reprezentanții statului în Consiliul de Observatori al Moldovagaz? Ce remunerare aveți dumneavoastră, domnule Ciban? Am răspuns la această întrebare. Ce ține de membrii Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Observatori, informația este confidențială. Николай Пахалницкий. В январе правительство отсрочило НДС и выдало помощь авансом, что позволило выплатить газ в аванс в январе. Как будете справляться в феврале и марте? По февралю и марту я уже объяснил. Значит, нам нужно справиться с январем и февралем. Если тарифы будут введены в действие с 1 января, то мы к 20 февралю, я не могу ничего обещать, но сделаем все возможное, чтобы справиться. И, соответственно, таких ситуаций не должно происходить в будущем. Вам кажется, это нормальная практика со стороны «Газпрома» писать письма с угрозой отключения газа без предоставления какой-либо отсрочки для предоставления? Есть контрактные обязательства и права обязательства сторон. Если у вас вопрос конкретно к «Газпрому», то нужно обратиться к нему за ответом. Сегодня такой «Газпром» имеет полное право, согласно контракту, он имел всегда это право по контракту. Aici nu este, este. Bună ziua, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Experții spun că chiar dacă la vară prețul de achiziție a gazului va mai scădea, tariful din factură ar putea rămâne neschimbat. Va fi necesar de menținut un tarif majorat pentru a reuși recuperarea nivelurilor pentru că în următorul sezon din încălzire octombrie-noiembrie 2022 întreprinderea să dispună de suficiente indemnități ca să anereze plățile către Gazprom fără intervenție din partea statului. Cum vedeți acest lucru? Михаила,
Este o întrebare foarte bună, chiar ați găsit și răspuns în, am găsit și răspuns în întrebarea dumneavoastră. Dacă prețul va scădea și respectiv se va menține pe parcursul acestui an, noi avem anumite prognoze optimiste pentru trimestrul 4, dar e prea departe. În cazul acesta, evident că vom dispune de lichidități suficiente pentru a depăși inclusiv perioada de toamnă, iarnă, 2022-2023. Dar vom vedea cum va fi evoluția prețurilor. Sputnik Moldova, Юлия Липова, еще два вопроса от Спутник, пожалуйста. Вас обвиняют в том, что именно вы настояли на изменении формулы формирования цены на газ, что сказывается на тарифах, а также о том, что вы больше защищаете интересы «Газпрома», а не молдавских властей, молдавского потребителя. В то же время в переговорах перед подписанием пятилетнего контракта участвовали и представители правительства, которые признают, что альтернативы российскому газу у Молдовы нет. Как вы ответите на звучащую критику в ваш адрес? Если объективная критика звучит в мой адрес, я ее принимаю. Если субъективная, то ее стараюсь не комментировать, особенно политические декларации. То, что касается изменения формулы, да, в январе 2021 года формула была изменена путем решения, в том числе и общего собрания акционеров. Ну, тот контракт, он уже не действует, но если отвечу критикам, очень просто. Если мы изменили формулу, как мы получили до 1 октября среднеизвешенную цену, больше, чуть больше $216. Значит, формула, которую мы предложили, она работала, она была адекватной той ситуации, которая была на рынке. В перспективе могу ответить, что наша формула, наши условия достаточно выгодны для страны. Да, сейчас есть кризис, но в будущем, поверьте, эта формула даст результат. Просто нужно понимать, что мы все сейчас и весь регион проходит через очень такой жесткий энергетический кризис. Во многих странах есть дефицит, реальный дефицит газа. Вот недавно вчера вот турецкий оператор Боташ, информация вот прошла по масс-медиа, что они сокращают потребление, поставку газа крупным промышленным потребителям из-за того, что нету физических объемов газа. И в том числе спрос поднялся, иранский экспорт прекратился, и у них дефицит. То же самое происходит, допустим, в соседней Румынии, в Украине. То есть у нас сегодня контракт, который полностью покрывает с «Газпромом», который полностью покрывает все наши потребности и спрос на природный газ. Поэтому я считаю, что это ситуация, где у нас полностью покрывается спрос, это ситуация достаточно хорошая. А то, что касается цены, даже в этих условиях цена достаточно адекватная рынку, и она конкурентоспособная. Иначе бы у нас промышленные потребители выстроили бы в очередь покупать газ с Украины и с Румынии. Но такой я очереди не вижу. Поэтому очень простые ответы на такие вопросы. И так давно Молдова Газ представили данные о количестве людей, отказавшихся от правительственных компенсаций за газ. Растет ли число подобных заявок? Да. Сейчас мне коллеги подсказывают. 75. Вот Михаила тот и респонсант интербар администра. На данный момент 75 уже потребители отказались от компенсации. Шабзичи де консуматори, рефуза де компенсации. Елена Пахомова. Можно ли предоставить право задать вопрос другим журналистам? Да, конечно, Елена. Мы вас слушаем. Хотя я быстро отвечаю, коллеги, вы журналисты, вы уж меня поймите, что нужно всем предоставить эту возможность, тем более я это обещал. У нас еще есть время, так что все успеют задать вопрос. Да, Елена, вы хотите задать аудио, видео? Так. Включайте микрофон, задавайте, или я прочитаю ваш вопрос. Давайте я прочитаю ваш вопрос.
Александр Слюсар сообщил, что потребление природного газа в Кочерганской ТЭС в последние месяцы внепланово увеличилось. Соответствует ли это действительности? Какие еще предприятия отрасли увеличили потребление? Может ли правительство Молдовы в одностороннем порядке изменить состав правления Молдова ГАЗ и ликвидировать Молдова ГАЗ? Молдавская ГРЭС, Кочерганская теплоэлектростанция, сегодня она потребляет газ согласно тех планов, которые установлены со стороны Тираспольтрансгаз. Были определенные случаи, когда они перебирали, но они перебирали в рамках тех нормативов, которые им задавались. Если это происходило, это происходит, соответственно, мы реагируем на это и, соответственно, вводятся определенные ограничения. Рост потребления со стороны Молдавской ГРЭС было вызвано только для того, чтобы удовлетворить спрос и заявки по поставке электроэнергии с правого берега. Но сейчас они в норме. Соответствует ли это, так, какие еще предприятия отрасли увеличили потребление? Ну, у нас в прошлом году осенью из-за того, что большой урожай был, соответственно, увеличили потребление все предприятия перерабатывающей промышленности, почти это агропромышленный комплекс, это все сушилки. Это то, что касается зерновых. Второе – это консервные заводы, хороший урожай. И это сахарные заводы, которые, в принципе, имели тоже хороший урожай сахарной свеклы. Вот примерно вот по этим компонентам у нас есть увеличение. По другим, в принципе, они в рамках норм, планов, которые они потребляют по объему. Может ли правительство Молдовы в одностороннем порядке изменить состав правления Молдова ГАЗ? Ну, в одностороннем порядке не может. Согласно уставу, должно быть решение на основании консенсуса с «Газпромом». Ликвидировать Молдова ГАЗ, ну, ликвидировать Молдова ГАЗ без решения всех акционеров, я думаю, что это тоже невозможно. Это согласно закону, это говорю не я, это говорит закон и наш устав. Так, идем вверх. У нас здесь были определенные вопросы со стороны. Так, опять Михаила. Урсу ТВР Молдова. Репрезентант Скурж Деконтра декларат Канчепута аудитла Молдова ГАЗ. Кум ведет отец правочасти, кум декурж. Декурж нормал, конструктив. Окей. Так. Любовь Пломодяла. Причесар вам прибаря к саларию. Да, кнус пенсила сасвок пентру интерпрайден. Eu vă spun încă o dată ce țin de salariu. În situația când și experți și politicieni n-au concret ce să mă învânuiască, să încep așa speculați cu salarii. Încă o dată, salariul meu este adecvat celor funcții și atribuții care eu le exercit în cadrul SAM Moldova GAZ ca președinte Consiliului de Administrație. Interpretări pot fi, eu nu pot la fiecare interpretare și declarație să răspund. Eu cred că asta nu e corect. Будет ли меняться цена на метан для автомобилей в ближайшее время? Цена на метан уже поменялась. Соответственно, я думаю, что она сохранится в рамках тех цен, которые сейчас установлены. Так. Николай Пахолницкий. Изменилось ли потребление газа после повышения тарифов? Другими словами, стали ли люди экономить после повышения тарифов или вообще потребление примерно такое же, как и было при тарифе 4.2? Вы знаете, я думаю, что декабрь месяц показал, что у нас еще есть достаточно много работы для того, чтобы работать с потребителями по рационализации потребления энергоресурсов, и здесь вопрос касается не только природного газа, но и электроэнергии. Поэтому я думаю, что в январе уже должно быть совсем другое потребление быть, исходя из тех показателей, которые были в декабре. Но все зависит от температуры наружного воздуха, все зависит от того, как каждый потребитель планирует свое потребление. Некоторые экономят, некоторые себе могут позволить такие тарифы.
Но большинство потребителей рационально относятся к использованию природного газа. Тем более сейчас, когда правительство объявляет о том, что до 150 кубометров не будут меняться цены, то есть фиксированные цены, по которым компенсируется база для компенсации, то, соответственно, все будут стараться потребить как можно меньше для того, чтобы получить компенсацию. Это логично, всегда так происходит. Когда говорят «Любовь Чигаровская, АИФ Молдове», когда говорят об альтернативных источниках поставки газа в Молдову, кого имеют в виду? Какая страна может обеспечить нашу страну в достаточном объеме газом по более низким ценам, чем Российская Федерация? Ну, давайте, нету такой сейчас страны, которая нам в месяц может поставить 200 миллионов кубов сразу. Могут трейдеры, но цена будет совсем другой. Поэтому я бы на эту тему не спекулировал. Нет альтернативы «Газпрому» в регионе на этом этапе. В будущем посмотрим. Уже это уже касается рынка. Если есть трейдеры, которые будут иметь определенные объемы для поставки на наш рынок, здесь, конечно, рынок либерализован, ограничений никаких нет. Есть еще вопросы? Просто я не знаю, если я... Так. Олеся Банарь. Унимедиа. Лачи етапы есть аудиту инициади курте де контр, каре есть цифра даторилор на чест момент, есть и посибил национализаре Молдова газ, аша ком сужерязу уни эксперка се воен тантладу по аудиту респектив. А ведь со цифра консуматора фина, каре ну потак и таши ну акитова момент фактори ле ла газ. Олеся, ведь ла етапа ла момент ной аудиту есть инициат, noi cu lucrăm cu echipa de auditori de la Curtea de Conturi și este etapa incipientă. Încă nu putem spune despre anumite concluzii, deci nici noi trebuie să spunem aceste concluzii, cred că e mai mult Curtea de Conturi. Cifra datoriilor la acest moment este de peste 620 de milioane de dolari. Dacă vorbim despre posibilă naționalizare Moldova Gas, înțelegeți, haideți aici tot să încerc să răspund la întrebări și răspund după Constituția și după legile care sunt la moment. Orice companie poate fi procurată de către stat. Orice companie poate fi, ceea ce este o noțiune, trebuie să înțelegem și în spațiu public permanent apar diferite noțiuni. Este legea cu privire la expropriere în scopuri de utilități publice, utilitate publică, interes public. Și aici putem vorbi despre expropriere. Teoretic este posibil, dar când se face expropriere, trebuie să fie, achitat costul, așa numită dreapta de despăgubire, de la cei care se expropriază. Deci aici trebuie să fim foarte atenți când se anunță așa, eu înțeleg, politic sună foarte bine, dar să nu se întâmple că această sumă de despăgubire să fie în jur de sute de milioane de dolari. Așa că sugerez experților să studieze legislația națională foarte atent și angajamente internaționale în parte ce ține de protejarea investițiilor. Eu cred că aici trebuie ei să fie mai atenți cu declarații. Aveți o cifră de consumatorilor final care nu pot achita și nu achită la moment factorul la gaz. Deci noi avem, nu pot să vă spun cifra, numărul de consumatori, dar pot să vă spun despre suma care vedem care nu se achită și de la lună la lună, pe parcursul perioadei rece anului, trece de la lună la lună până în vară se achită. E vorba despre circa 30 de milioane de lei din dacă vorbim, poate fi în jur de nu mai mult de 5% cam din tot consum, cam situația la ziua de astăzi. Nu mai mult de 5% a care consumatori, persoane fizice, nu își pot achita și respectiv achită până la vară. Так, Наталья Мельник, Business Pages. Есть ли данные об оплате газа населению экономическим агентам в декабре? Значит, у нас по декабрю могу сказать, что скажу только сумму долга на этот день. На сегодня у нас осталось собрать всего лишь 115 миллионов леев.
Это из суммы где-то больше 1,7 миллиарда. То есть мы достаточно, скажем, собираемость высокая по декабрю. То есть 115 миллионов леев, я думаю, что основную сумму, где-то 80-90 миллионов леев, мы соберем в течение следующих дней, до 31 января. Да, Олеся Бонар, дискутать посибил Китария о фактуре нрати. Дискутем, дар, ну, путем оферя час посибил дать к парергера. Почему Газпром, Наталья Мельник, почему Газпром отказал Молдовгаз продлить срок оплаты аванса за январь до конца месяца? Господин Спом сказал, что вы просили об этом официально, какой-то официальный ответ получили. Ну да, мы просили, чтобы была определенная срочка. При действующих тарифах, соответственно, такого ответа мы получили, вы сами знаете какой, и, соответственно, действуем в рамках контракта. Поэтому мы должны решить. И здесь я хочу убрать вот все эти спекуляции там насчет того, что я не хочу вот выглядеть, как будто я оправдываюсь. И Вадим Чемпан не руководит самостоятельно «Молдовагаз». У нас есть правление, есть наблюдательный совет, есть общее собрание акционеров. Поэтому, когда говорят о том, что Вадим Чемпан представляет интересы там Газпрома, там другой страны и так далее, я это все понимаю, это может быть звучит политически для кого-то очень красиво, но могу сказать, что Молдовагаз всегда выполнял и выполняет свои обязательства. Если бы мы в прошлом году тариф был бы 10 лей, а был бы 12 лей, наверное, там была наша ошибка, то сейчас бы этой ситуации не было ни в декабре, ни в ноябре, ни в январе. Давайте вот исходить из того, что у нас есть. Ну и ноябрь – это отдельный месяц. А вот говоря о декабре и январе, давайте будем открытыми и говорить правду. Потому что для нас легко эту правду говорить. Тариф должен был быть еще в ноябре выше. Мы пошли, помните, когда я проводил пресс-конференцию, я говорил о том, что тариф мы сознательно пошли на то, чтобы он был 10 с чем-то леев, но 1,4 миллиарда леев мы не включаем в тариф, потому что понимаем, что это будет ударом для потребителей. Никто не знал, что в декабре цена на бирже будет 2800 по 3000 долларов, 1000 кубов. Но не могли предсказать, никто не мог это предсказать. Это повлияло на цену на январь. Если бы была бы такая ситуация, вот, скажем, в пределах цены декабря, то вопросов по январю бы не было. Но мы понимаем, что задел, должны были сделать задел и хотя бы объяснить потребителям, почему сейчас повышаем, нужно было объяснить в ноябре. И вот я вижу, что и наша ошибка здесь есть. Я признаю эту ошибку и говорю правду, что да, вот тогда нужно было действовать по-другому. И нам в том числе, быть более настоятельным. Ну, случилось то, что случилось. И не вина только Молдовагаз в том, что это, наверное, общая вина. Что у нас тариф тогда не был актуализирован вовремя и учитывал все динамики, которые могли бы быть в будущем. Никто тогда об этом не мог это спланировать. А моя партия. На каких, Любовь Чигаровская, АИФ Молдове, на каких условиях Молдовагаз хотел взять кредит для расчета с Газпром, чтобы банки отказали в кредитовании? Мы готовы были взять консорциальный кредит с участием трех банков, крупных банков, не буду говорить какие, для того, чтобы до, ну, так называемая кредитная, револьверная кредитная линия на каждый месяц до 30 миллионов долларов. Больше не могу вам ничего сказать. Олеся Бонарь, Унимедиа, Прочезарь, Эдуард, Деспери, Нигучерия, Газлуи, Дела, Газлуи, а, Нигучерия, Контрактуруи. А Нигучерия, Клетка, Прецулила, Газ, Декатер, Депутат, Снегагузия, Овец, Недерика, ну и посибу, Левраре, Дифференциата, Газ, Дупи, Интерн, Саула, Чевац, Реферит, Кантат, Спус, Кунитри, Бес, Ян, Калкул, Пяца, Интерна. Есть Евидент, Он, Пас, Политик, Дарпатия, и Опцин, Он, Прец, Майя, Миг, Пентру, ну, Пентру, Гагузия, Инженерал. Ну, так, Ю, Айчин, Кудат, Ю, Кунос, Гагузия, Фарти, Бини, Амукрата, Колош, и, ну, Врюс, Уфисес, Пенимин. Есть и интенция нодула депутатства, респектив, dacă ei obțin acest rezultat, nu doar pentru Găgăuzea, ci pentru toți consumatorii, acest lucru va fi salutabil, dar să încerce. Dar când vorbesc despre piața internă, eu deja intru în
discuții prea detaliate în cazul acesta. Deci în cazul acesta trebuie să-i creat o companie care va furniza gaze naturale, va fi un furnizor în Găgăuzia separat. Și respectiv toți consumatorii de la Moldova Gaz trebuie să treacă la alt furnizor. Și tehnic această companie trebuie să lucreze conform pieței libere de gaze, adică să broneze capacități la hotar, să achite tarif de transport, să achite tarif de distribuție. Aici pentru Găgăuzie avem consum pentru Găgăuzie în jur de 47 milioane de metri cubi. Pentru a transporta și distribui acest volum de gaze în Găgăuzie trebuie să peste 120 milioane de lei anual. Deci, întrebarea dacă sunt capabili, care e problema? Aici piața liberă, sunt 24 de furnizori și orice furnizor poate să negocieze cu cine vrea, din Ucraina, din România, din Rusia, din Bulgaria, din Turcia. Aici e piața liberă, poftim, achetă transportul, distribuție, pune o marjă de rentabilitate și furnizează consumatorilor. Aici nu avem ce discuta prea mult, de aceea și am referit la piața internă. Dar, sincer, nu s-a adresat nimeni la noi și nu pot comenta. E posibil alte decizii din partea Moscovei, da, Olesia, nu pot comenta acest lucru. Tot e posibil în viața noastră. Potrivit Mihaela Tăbârce, potrivit calculul făcut de dat 20 februarie, veți avea bani pentru a achita avansul către Gazprom. Am menționat dacă de la tariful se va aplica de la 1 ianuarie, noi vom face tot posibil ca să nu avem deficit de casă și să gestionăm această situație. Mihaela Ursu, de ce Gazprom a pus un ultimatum de două zile, o companie atât de mare a rămas la câteva milioane de euro și nu poate aștepta mai multe zile, mai ales că există un contract. Nu credeți că a fost vorba de o presiune politică? Eu personal nu cred. Încercați procurați în rate gaze naturale în România și veți vedea că nimeni nu dă niciun cup. Dacă nu ați achitat în avans, nu ați prezentat scrisoare de garanție bancară sau nu ați pus acreditiv. De aceea, aici pur comercial. Mai sunt încă? Deja suntem în... Eu cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă sunt cineva care n-am răspuns la toate întrebările, vă rog frumos, parcă... Александр, есть или вроде бы... Стимас Кулеч, дака сунт карива интрибер каря пар пи паркурс, ворог садрисас директ ми, сау, кредка майбину в Александру Барбов, сау кетри Дойна, дилеву, ши респектив вам распунди ла чести интрибер пи паркурсу зили де астас. Имидят, кредка, în scurt timp vom plasa înregistrarea video a conferinței de presă pe site, pe Facebook și în alte... Unde? Prezentare. Și prezentarea va fi plasată tot la fel pe pagina noastră, Facebook și site și respectiv cred că voi plasa și pe Telegram, canalul meu de pe Telegram. Acestea fiind spuse, vedem ce decizii vor fi luate de către agenții în perioada aceasta. Cred că trebuie să fie luate decizii până la 31 ianuarie și vom fi gata să acționăm așa după realitățile care sunt. Vă mulțumesc pentru participare și atenție și încă o dată, dacă vor fi întrebări, suntem la dispoziție. Vă mulțumesc! Dar să ieșim, da?